Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta setarea ceasului DT6507. Pentru a seta ceasul avem nevoie de 3 baterii R03 pe care le vom pune în acest compartiment. Bateriile sunt pentru memorarea setărilor. Pentru ca ceasul să funcționeze trebuie să-l conectăm la un cablu USB inclus în pachet. Cablul USB conectat la o sursă de energie, iar ceasul va funcționa. Pentru setarea orei va trebui să ținem butonul Mode apăsat pentru a selecta formatul orei, 24 sau 12. Prin Up și Down modificăm. Îl vom lăsa la 24 de ore. Apăsăm butonul Mode. Ora va apărea intermitent. Să zicem că este ora 2 și 15 minute. Mai apăsăm butonul mod încă o dată pentru a selecta minutele. Iar pentru a finaliza setarea, mai apăsăm încă o dată butonul mod. Pentru a seta data, apăsăm o dată butonul mod, apoi ținem apăsat pentru 3 secunde și aici va apărea anul. Prin up și down modificăm. Mai apăsăm încă o dată butonul mod pentru a selecta luna. Încă o dată mod pentru a selecta ziua. Când finalizăm, apăsăm mod, iar setarea a fost făcută. Pentru a seta alarma, ținem apăsat butonul alarm. Aici va apărea intermitent ora, să zicem că dorim la ora 8. Fix, mai apăsăm încă o dată alarm și prin up și down fixăm minutele. Apăsăm încă o dată butonul alarm pentru a selecta intervalul, da? Intervalul poate să fie de la 0 la 60 de minute. Noi să zicem că vrem la 5 minute. Aici, de luni până vineri, putem selecta de luni până duminică sau de luni până sâmbătă. Să zicem că dorim de luni până vineri, mai apăsăm încă o dată butonul alarm, iar alarma a fost fixată, da? În momentul în care intrăm în modul inițial, vom vedea că alarma este selectată. Pentru a deselecta alarma, apăsăm de două ori, iar ea nu va mai apărea pe ecran, da? Prin apăsarea de două ori, setăm alarma sau nu. Pentru a seta Night Mode, apăsăm de trei ori butonul Mode, 1, 2, 3, iar prin On și Off, setăm dacă dorim acest lucru sau nu. Dacă îl lăsăm pe on, asta ar înseamnă că de la ora 18 până la ora 6 acesta nu va mai funcționa. Pentru a anula această setare, apăsăm 1, 2, 3 și îi dăm pe off, iar ceasul va funcționa tot timpul. De asemenea, putem seta intensitatea prin up și down, iar la fel putem să setăm să apară și temperatura. În momentul de față ne apare doar ora, da? Ca să apară și temperatura, va trebui să apăsăm de două ori butonul mod, să intre în modul temperatură, iar apoi ținem mod apăsat până auzim un bip. Asta înseamnă că acest mod s-a activat. În momentul în care acest mod este activat, ora va apărea 10 secunde, 3 secunde va apărea data, 3 secunde temperatura. Pentru a anula acest mod, apăsăm de două ori să intrăm în modul temperatură, ținem apăsat mod și el va fi dezactivat.